Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. La Dărmănești s-au finalizat lucrările la centrul de persoane vârstnice. Festivalul istoric la Gura Văii. Motosportul Băcăuan, trofeul Valea Uzului. Veste bună, s-au finalizat lucrările la centrul de persoane vârstnice de la Dărmănești. Directorul instituției, Marius Diaconescu, a fost prezent la întrunirea legislativului local al orașului Stațiune Dărmănești și a explicat celor prezenți problemele cu care acesta se confruntă. În 2023 ar fi trebuit ca, conform organigramei din proiect, să se treacă la angajarea personalului aferent care să deservească centrul de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești. Organigramă care, conform proiectului, cuprinde postul de manager, asistent manager, bucătar, ajutor bucătar și kinetoterapeut. Numai că în 2023 Guvernul României emite o ordonanță de urgență prin care posturile în administrația publică locală sunt blocate. Astfel încât în 2023 ne aflam în situația în care aveam un imobil cu tot ceea ce trebuie ca și nivel de dotare, dar nu aveam personalul care să deservească acel imobil. În noiembrie, la sfârșitul noiembrie 2023, se organizează concursul pentru postul de manager și începând cu luna decembrie, eu am devenit manager la centrul de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești. O să fac istoria pe scurt și pe urmă o să revin la activitatea desfășurată la centru. În ianuarie, datele exacte nu cred că sunt foarte importante, ele se găsesc atât pe site-ul primăriei și sunt disponibile și în documentele centrului de zi. În ianuarie 2024, Guvernul României emite o nouă ordonanță de urgență prin care deblochează 30% din posturile din administrația publică și Primăria Dărmănești primește o informare de la Ministerul Administrației, Ministerul Muncii, prin care se deblochează postul de kinetoterapeut, postul de bucătar și postul de bucătar. În ordonanța respectivă se deblochează 100% posturile pentru postul de medic sau asistent medical, dar noi nu aveam un organigram așa ceva, deci nu intram sub acea incidență. Eu aș vrea să fac precizarea, Marius. Vă rog. Acele posturi nu s-au deblocat întâmplător, noi am solicitat prin memorandum, prin adresa, am solicitat în nenumărate rânduri Guvernului României să ne aprobe măcar parțial deblocarea posturilor, pentru că n-am fi fost altfel în postura de a putea scoate la concurs acele. Deci prin, în urma solicitărilor noastre și a autorului din țară, s-a aprobat acel memorandum la nivelul Ministerului de Dezvoltare. Deci, eu chiar ne-am în proiect. Da. Eu chiar ne-am și notat aici, deci Primăria Dărmănești a înaintat către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației adresele 5171 din 25 iulie 2023 și 21290 din 6 octombrie 2023, prin care solicita deblocarea posturilor și atenționa Ministerul asupra faptului că blocarea acestor
posturi, va atrage după sine retragerea licenței de funcționare provizorii, precum și pierderea finanțării proiectului. Pentru că finanțatorul a notificat prin proiect, nu a notificat, prin proiect, funcționarea propriu-zisă a centrului de zi trebuie să se întâmple la un an de zile de la ultima, obligatoriu, în mod obligatoriu, la un an de zile de la ultima tranșă de finanțare. Ultima tranșă de finanțare a fost în noiembrie 2023. Deci, centrul trebuie să funcționeze obligatoriu, în mod obligatoriu, până în noiembrie 2024. Licența de funcționare provizorie care s-a acordat centrului în fază inițială a fost valabilă până în luna mai 2024. Acțiunile polițiștilor rutier continuă. Polițiștii biroului rutier Bacău, alături de cei din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității, împreună cu specialiștii centrului de evaluare, prevenire și consiliere antidrog, continuă activitățile de prevenire și combaterea consumului de alcool sau droguri în rândul participanților la traficul rutier. Dată sunt aduse în discuție noile modificări legislative prin care măsura retragerii sau reținerii permisului de conducere pentru 72 de ore este de natură a înlătura un potențial pericol de pe drumurile publice până la primirea rezultatelor de la medicina legală. Atât polițiștii cât și reprezentanții Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Bacău pun accent pe prevenirea și combaterea consumului de substanțe psihoactive la volan și nu numai, în vederea reducerii riscului rutier și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor. Un splendid weekend s-a încheiat la Gura Văii. Aflat la a treia ediție, festivalul istoric a adus în atenția publică perioada Primului Război Mondial. Au răspuns prezent Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I, Asociația Edelweiss Ast, Asociația Culturală Tomis, Asociația Detectoriștilor Vrancea Eroică prin Mihai Andrei Hrăbor, Muzeul de Istorie Târgu Ocna prin muzeograf Alin Radu, dar și primarul orașului Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciuvotaru, Vasile Boboc, cel mai bun detectorist al județului Bacău, și-a scos la lumină 10 de soldați căzuți în luptă, partenerul media Acum TV Kid prin Lungu Valentina Daniela, Inspectoratul Județean de Jandarm Bacău, parteneri de mare nădejde, angajații Serviciului de Servire și Administrarea Domeniului Public și Privat, fără de care nu ar putea avea loc niciun eveniment public, dar și fotograful Claudiu Ștefănescu. Am mers pe ideea istoriei predate pe viu. Cel mai bine rămâne întipărit în minte atunci când pui mâna, când simți, când vezi, când poate chiar și trăiești ceea ce a însemnat Primul Război Mondial. Am optat pentru această dată pentru că pe 28 iulie împlinim 110 ani de la începerea Primului Război Mondial, atunci când Ungaria a declarat război Serbiei. Suntem la Gura Văii, satul Pătrășcani, aici unde plachetele comemorative arată că am avut suficienți eroi și în Primul Război, și la Independență, și în cel de-al Război Mondial. Am deschis evenimentul, e prima parte a zilei atunci când primim invitații, facem prezentările și încercăm să punem la punct detalii pentru cea de-a doua etapă a zilei, de la ora 17, când, să zicem, lucrurile vor fi mai întoi și vor culmina, evident, cu o bătălie mult așteptată. Într-adevăr, felicitări pentru inițiativă. Am văzut copii veniți din tot județul, copii care iubesc istoria, unii știau despre anumite obiecte, știau despre ce vorbim, despre Ferdinand, despre Carol I, despre istoria noastră, a nației noastre, dar și copii care au descoperit abia acum aici. Asta e și scopul evenimentului. Știți foarte bine că eu mă adresez în principal copiilor, elevilor. Și am următorul crez, dacă din 200-300 de copii care o să ne calce pragul zilele acestea, 20 devin curioși, încep să caute, încep să scormonească, eu mi-am atins scopul. E bine ca să știm de unde am plecat, pe unde am fost, în ce direcție mergem. Tocmai de aceea promovez acest tip de evenimente cultural-istorice pentru educație, pentru cultură, pentru cunoaștere.
Iată că pe lângă, să zicem, reconstituirea istorică propriu-zisă, avem și o expoziție de obiecte găsite pe linia frontului în primul război mondial și nu departe de Gura Văii, foarte multe chiar în imediata vecinătate. Așa este, nu suntem departe de triunghiul morții, ca să spun așa, de linia frontului. În dreapta avem puțin mai la vale Pralea, un pic mai sus Măgura Cașin, Oituzu, Cireșoaia, de ce nu? Suntem cei care am ținut standardul sus în 1916 până în 1918. Gura Văii, râpile și gropile, așa cum se numeau ele în trecut, nu au fost scutite de niciun efort. Am vărsat și noi sânge, am fost culoar de trecere pentru refacerea de la Sascut, Orbeni, la Sascut, acolo unde regele Ferdinand a declarat că va da înapoi pământuri celor care luptă în război. Dar Gura Văii rămâne în istorie pentru, să spun așa, pentru un moment unic al ei. Cu toții cunoaștem că în perioada războiului s-au încercat trădări. Cea mai mare trădare este a generalului Crăinicianu, nepotul mareșalului Constantin Brezan, care a încercat să convingă regimentul din care făcea parte să treacă de partea Austro-Ungariei. Nu s-a întâmplat acest lucru, a fost capturat pe dealul Cârlanului de la Pralea și executat în fața regimentului său, de către regimentul său 25 Jacova, undeva în fosta comună Gropile, la limita dintre Temelia și Dumbrava. Iată că la Gura Văii se pedepseau trădătorii. Într-adevăr, ați punctat cum nu se poate mai bine și mă bucur că ați adus în discuție istoria acestui trădător, pentru că a fost executat ca fiind trădător, dar mai știm și pasiunea dumneavoastră pentru istorie și știm că v-ați adus eroi acasă. Așa este. O să trec puțin în revistă faptul că, deși avem multe nume trecute pe monumentele eroilor din comună, unul singur e mai sonor, e mai recunoscut la nivel național și decorat de altfel, sub locotenentul erou Gheorghe Turturică, mort în cel de-al doilea război mondial pe câmpurile din Covasna. Am reușit să-l aducem, după o muncă și o trudă de 2 ani de zile, birocratică vorbind, de la Ilieni, iar anul acesta împlinește un an de când își odihnește veșnicia în satul natal din Motocești. Și de data aceasta, un mare număr de copii au fost prezenți la lecțiile de istorie redate pe viu. Ori noi vrem să arătăm că războiul înseamnă boală, înseamnă lipsuri, înseamnă foamete, înseamnă chin, durere, morți, răniți, familii distruse. Ori fără aceste efecte pirotehnice, fără aceste arme de colecție care trag cu muniție de manevră, care nu fac altceva decât pocnesc, este foarte greu de redat. Noi pentru asta milităm și încercăm până la urmă să ajungem la un consens, să se respecte amărâta asta de lege așa cum este, dar totuși să fie respectată, pentru că de multe ori se fac abuzuri asupra legii și prin aceste abuzuri noi suntem vitregiți de a arăta public unui anumit aspect. Dar o să încercăm să compensăm și să venim din ce în ce mai des. Aveți aici în zonă un primar extraordinar care am văzut că s-a luptat pentru eroii din zonă și a adus un erou din al doilea război mondial acasă, i s-a făcut monument. Faptul că există această dorință de a arăta istoria, sau a făcut cu 2 ani înainte, a făcut antic, a făcut medieval, acum pe primul război sperăm ca la anul să fim sănătoși, să cu toții să fie totul bine și o să venim cu al doilea război mondial, unde o să vedeți oarece tehnică, adică asta înseamnă o motocicletă, o mașină de epocă, tot replici de arme, o dotare mult, mult mai bogată. Istoria este cea mai frumoasă poveste, în opinia mea, și iată că cei mici, de la cei mai mici până la cei mai mari, până la cei vârstnici, vin și pun întrebări. Ceea ce faceți aici, prin faptul că explicați, este nemaipomenit și e istoria pe viu. Da, istoria este o foarte frumoasă poveste. Din păcate, iarăși suntem corijenți, că nu vreau să spun totuși repetenți, vreau să mai avem o șansă, față de țările de jur împrejur. Pentru că marea majoritate a românilor care merg în Grecia, că merg destui de mult și merg la anumite obiective turistice, ați văzut, grecii vă iau bani înainte, pe un ghid, îți scot sufletul până sus la Coloseum și îți arată o piatră. Aici a fost templul lui Apollo. Deci, vedeți, știu să, din nimic, din piatră seacă, știu să își recreeze istoria, să o ambaleze frumos și să o vândă. Noi care avem o istorie bogată,
dacă generoasă. Fantastic de generoasă. Chiar dacă nu îmi aduc foarte bine aminte, un istoric german a spus că românii sunt singurul popor din Europa care au istoria scrisă în aur. Și vedeți, cu toată asta, noi nu știm să ne promovăm istoria, aruncăm mereu înainte lucrurile urâte. Nicio țară n-are o istorie doar bună sau doar rea. Toți au trecut prin anumite etape ale făuririi acelui popor. Și bune și rele. Au fost războaie, au fost mișcări sociale, au fost zone de genocid, de înfometare. Nenorocirile au existat peste tot. Nu trebuie să le astupăm. Trebuie să arătăm realitățile așa cum au fost. Din păcate, istoria României, pentru că România, și o spun și o repet pe toate posturile de televiziune, România nu s-a născut cu Partidul Comunist și cu Carnetul Roșu în brațe. România s-a născut, deci România modernă s-a născut sub un principe elector, al cărui simbol a fost tot o coroană, independența s-a obținut sub regele Carol I, România Mare s-a făcut sub regele Ferdinand și Regina Maria, România interbelică, a cărui leu românesc era a doua monedă după dolarul american, care a fost prima țară extractoare de petrol, am avut cea mai bună benzină de avion, eram grânarul Europei, bursa mondială a grâului era în România, am avut o industrie care s-a dezvoltat mai greu, dar totuși s-a dezvoltat, am avut Malaxa, Mocioarniță, Bragadiru, domeniile Reșița, deci foarte, foarte multe. Am fost o țară care am avut pionieri în ale aviației. Al doilea război mondial, care a fost un război în care am intrat forțați, pentru că ni s-au răpit de către două entități, ni s-au răpit bucăți din teritoriu și a trebuit să ne batem pentru ele, pentru că n-aveam ce face. S-a făcut tot sub regi. Dacă nu era regele Mihai, pe care eu îl consider un reîntregitor, n-am mai putut, exact ca și Ferdinand, numai că n-am mai putut lua Basarabia, dar ne-am recuperat Ardealul, pentru că dacă nu se întâmpla în momentul 23 august 44, rușii veneau ca tăvălugul peste noi și nu mai aveam niciun drept, ne băgau pumnul în gură, treceam astăzi în Ardeal cu pașaport. Dar vedeți, a venit această istoriografie comunistă care a aruncat cu mizerie, ușor, ușor, și a rămas în mintea multora. Regele Mihai a plecat cu trenul de aur, singurul care a plecat cu bani din țară a fost regele Carol al II-lea. Dar restul n-au plecat cu nimic, ne-au lăsat nouă moștenire aici. Noi nu mai știm cine a fost. Nu mai învățăm la istorie, din păcate. Păi la istorie învățăm o istorie universală, a început să devină obligatorie istoria Holocaustului și a poporului evreu, dar nu vorbim nimica de ai noștri. Ori noi ce facem? Pregătim terenul pentru înlocuirea poporului român cu alte popoare? Adică nu înțeleg. Trebuie să cunoști istorie, dar întâi trebuie să stăpânești istoria propriei țări, propriei națiuni. După aceea poți să mergi pe alte planuri, să te întinzi oriunde vrei, dar este obligatoriu. Noi nu mai avem în cărțile de istorie, noi nu mai vorbim de un mușat. Noi nu mai vorbim de Omăriu ca Zaharia. Nu mai vorbim de eroi din războiul de independență, de un Giurescu, de un Walter Mărăcineanu. Nu mai știm de cine au fost cei care au dus lupta din dealul Spirii. Nu se mai vorbește de ei deloc. Nu se vorbește deloc de campania din est a primului război mondial, dusă de ardeleni și de bucovineni împotriva bolșevicilor. Nu se vorbește despre campania celor de-al doilea război din est, unde noi nu ne-am dus că am vrut noi să fim cuceritori, ci pentru că a trebuit să luăm Basarabia înapoi și după aceea războiul, prin obligațiile lui, ne-a dus până la Marea Azov și ne-am întors în direcția cealaltă, n-am fost lăsați să intrăm, deci am mers până în Austria, n-am fost lăsați de ruși să intrăm în Germania, ca nu cumva să se pomenească în istorie de noi ca eliberatori. Noi nu vorbim despre noi așa, ci vorbim urât. La 4 ani distanță de la prima sa prezență pe traseul dărmăneștean și implicit și prima victorie, Emil Ghinea s-a impus la finele trofeului Valea Uzului, stabilind totodată și noul record al traseului de aproape 3 km. Pentru mine este a doua etapă aici la Valea Uzului, prima oară am fost cu un Logan, ne-am chinuit pentru că ne-a chinuit implicit mașina, dar acum suntem pregătiți și sperăm să mergem bine, să facem o surpriză frumoasă
nu ne permite să-l batem pe domnul Ciovică, că n-am avut bani să ne luăm și noi un radical, dar promitem că la anul o să evoluăm și o să ne luăm și noi o mașină în care putem să-l batem pe domnul Ciovică. O cadă. Cu toate astea, crezi că te poți lupta pentru primele poziții la turisme? Pentru prima poziție, de fapt. Nu știu dacă pot, dar voi încerca și voi da tot ce e mai bun din această mașină. Pentru mine materialul e concursie la a treia etapă. Noi suntem pregătiți, am o echipă foarte frumoasă cu care defilez oriunde merg și sper că vom face o surpriză frumoasă în acest raliu al Valea Văzului. Hai, mult succes, așa să fie. Adi Coman, de asemenea, primul sezon cu un model de top DCR. Dar revenim aici, la Valea Uzului, după cum știm, cu toții venim în suflet și în gând cât prezența asta lui Adi Răspopa, știu că ești prezent să mergi tare, dar cred că este o etapă pe care o îndrăgești, fiind prezent de ceva timp la trofeul Valea Uzului. Așa este, este a patra prezența mea la Valea Uzului, este etapa la care am obținut primul podium, deci e etapa mea de suflet, aș putea și zice. Și prima bătaie cu șampanie. Și prima bătaie cu șampanie. Sunt un pic obosit astăzi după ce am stat cu Tavi toată ziua și mi-a numărat greșelile. Cred că am făcut cel puțin 20 de urcări. Dar sper mâine să fie bine. Eu încă mă acomodez cu mașina. Este doar a treia etapă cu ea. Sper să fie bine, să terminăm cu toții cu bine. Și le urez succes tuturor. Aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru toată securizarea. Mulțumim frumos și mulțumim că ne-ai primit aici și mulțumim Termănești pentru etapa asta frumoasă pe care ne-o oferiți. Șirul imbatabil al lui Octavian Ciovică din ultimile trei ediții ale trofeului Valea Uzului s-a încheiat duminică 28 iulie 2024, odată cu cele două manșe de concurs, ambele aparținându-i lui Emil Ghinea, care devine matematic noul campion al categoriei 2 la viteză în coastă. Într-adevăr, este un traseu de curaj, este un traseu foarte tehnic și cred că mă avantajează acest lucru. Din păcate, vremea de azi mi-a dat niște iluzii, dar nu, din păcate, pe meteo, dacă va fi soare, dar totuși încă am speranțe. Dacă s-a putut, eu zic că și duminică se poate. Și da, sperăm să facem show pentru voi, sperăm să ne simțim toți bine, sperăm să ajungem toți la finish cu mașinile întregi și cam asta cred că e scopul la fiecare etapă. Aici avem și pe singurii piloți care sunt nevoiți să meargă alături de un instructor, dar asta bineînțeles pentru că sunt foarte tineri și mă bucur să vedem că, iată, viteza și performanța merge mai departe și în momentul în care avem sportivi ce încă nu au împlinit vârsta majoratului. Andreea Roșca, revenire, iată, cu Renault Clio, la etapa la care mi-a fost prezentă, dar etapa pe care o parcurgi pentru prima dată din postura de pilot. Cum te-ai pregătit și cum îți place traseul pe care îl avem aici? Ce duce spre barajul de la Valea Uzului? Traseul este și tehnic, dar și de viteză și îmi place acest lucru. Aceste două lucruri sunt împreună, totul este mult mai ok pentru mine. Eu așa văd situația. Am făcut recunoașteri, dar astăzi recunoașterile nu au fost chiar cum mi-am dorit, pentru că din cauza ploii nu am văzut traseul cum îl vedeam în zilele precedente. Mult succes, din ce am înțeles, nu vom mai avea această parte. Mă uitam la junior, l-am văzut și pe Gabi Neagu și vreau să-l invit aici în față, alături de noi. Până atunci, Maxi Kim, prim sezon de viteză în coastă pentru tine, dar prin experiența acumulată anii trecuți la slalom paralel, deja cred că traseele tehnice sunt pe gustul tău. Cum te simți în momentul în care, iată, ne pregătim de singura etapă din Moldova a campionatului național de viteză în coastă? În primul rând, bună seara tuturor. Eu mă simt foarte bine, adică traseul este unul tehnic, este și de viteze, și tehnic. Mașina nu neapărat că mă avantajează, dar mă descurc cu ceea ce am și... Nu. Am trecut deja de jumătatea sezonului în ceea ce privește viteza în coastă. Tu ai fost un pilot de Macadam. Ce suprafață îți place cel mai mult și cumva crezi că este pasul corect cel pe care l-ai făcut în acest sezon alături de tatăl tău și alături de întreaga echipă? După părerea mea, este un pas corect din cauza faptului că am rezultate destul de bune, ritmul este bun, din ceea ce spune tata și greșelile sunt puține. Referitor la suprafața preferată, cred că Macadamul rămâne suprafața mea preferată din cauza faptului că este o suprafață mai jucăușă, o suprafață mai permisivă și acolo se face și spectacolul adevărat.
Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Miercuri 7 august, vremea se răcorește, cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 31 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 18 grade Celsius. Joi 8 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la 35 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 19 grade Celsius. Vineri 9 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 36 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!